Merhaba. Salutare din Turcia. Noi am revenit în Alania, frumosul oraș Alania, care se află nu chiar departe de Antalya. Este un pic mai la sud, sud-estul Antaliei. Astăzi este, în sfârșit este cald, e cald. Foarte cald, peste 20 de grade. Eu sunt în tricou, că mi-e cald. Pe plajă sunt foarte mulți oameni care fac plajă, fac băie de soare, deci pescuiesc. Se bucură și ei de venirea căldurilor, revenirea lor. Da, noi începem de pe plaja de vest, după care o să mergem, vrem să vizităm o peșteră și castelul, poate azi, care îl prindem deschis. Data trecută când am fost era închis deja, că era prea târziu. Și poate îl prindem deschis și mai explorăm un pic așa orașul Alania. Haideți cu noi! Ce frumoasă este marea! Ia uite acolo o fată, faci plajă, chiar vezi? Bagă în apă! Ia uitați, dar se bagă în apă acolo. Da, apa de fapt nu e foarte rece. Trebuie să fie o rusoaică, numai decât. Am văzut apropo mulți ruși pe aici. Se bagă în apă. Aici este așa o promenadă frumoasă care se întinde și în partea de est și în partea de vest. Este foarte lungă, frumos amenajată cu palmiere. Și aici deja este plaja cu nisip, e destul de curată. Cred că se curăță, mă rog, dacă e oraș, presupun că se curăță. Azi tot se bucură de plajă și de plimbări, însă sâmbătă și duminica nu se permite să iasă oamenii să se plimbe pe străzi fără un motiv anumit. Însă pentru turiști este o excepție în Turcia, aici și turiștii poate să circule chiar și în weekend, chiar și seara, aici seara tot e interzis pentru localnici să circule. Deci turiștii sunt privilegiați aici. Sâmbătă și duminica chiar îți goale străzile, rar vezi câte un om posibil care doar cu treabă merge. Dar eu când am fost chiar în cazip așa, am fost când duminică cred că era pustiu, zic și cu orașul ăsta, parcă e un ghost town. Pe urmă când mă duc luni, merge eu, era plin practic orașul ăla, zic aici este și teleferic, posibil e nou, văd că acolo e scris că se deschide pe data de 15 martie. Cred că e nou, așa pare, acum au fost construiți. Oh, ce frumos! Ce aer! Păi, e sama jos, e sama aici. E, parcă ești în baie. E un aer cald și umed. Și interesant. Sunt atât de multe stalactite sus. Vezi? Parcă țuțuri. Ai impresia că îți cad în cap. Ține minte că în peșteră nu trebuie să atingem stalactitele și stalagmitele, da? Ia, aici este o coloană, vedeți? Sus sunt stalagmite. Stalagmite, da? Stalactite. Eu le încurc. Sus sunt stalactite și jos, vedeți acolo, stalagmite. Stalagmite. Și asta e coloană. Sunt mai multe scaunele unde poți te așezi, te odihnești. Mai este o cameră, dar nu știu unde duce.
Gata, până aici. Atâta e. Și acum am venit la Dalmataș Cave. Este o peșteră chiar în centrul orașului, unde se începe peninsula. Se află la sfârșitul plajei de est, la începutul peninsulei, și a fost găsită de fapt întâmplător atunci când se construia portul de aici. Vă închipiți, în centrul orașului se găsește așa o peșteră și s-a demonstrat că aerul din interiorul peșterii are un efect benefic asupra sănătății, în special la celor care au probleme cu respirația, care sunt astmatici. Adică chiar am observat că sunt mulți care vin și stau aici câteva ore, poate chiar și mai multe ori pe săptămână vin aici și stau. Și da, are un aer benefic. Este foarte frumos, aici temperatura e constantă, așa între 22 și 23 de grade și umiditatea între 92 și 98. Tot anul împrejur. Da, tot anul împrejur. Da, e fain, se vede foarte frumos, în special în centrul orașului, așa se găsești. Păi vezi câte peșteri din astea mai sunt prin împrejurimi, care nu au fost descoperite. Da, dar asta e super, că e chiar lângă plajă. Vrei stai la plajă, vrei intrat în peșteră. Da. Și doar 12 lire intrarea, da, pentru adulți. Este așa amenajată, sunt scări, nu poți să mergi chiar peste tot pe unde vrei și de fapt asta e foarte bine pentru că mulți sunt care urcă pe chestiile astea, că vedeți aici deja se vede că e distrus acest stalagmit. Și acum ne ducem spre castel, sper măcar azi să-l găsim deschis. Țineți minte în vlogul din Alania. Nu a reușit să vedem castelul, așa că o să încercăm azi să ajungem. Deci avem o priveliște frumoasă către orașul Alania. Și un drum, da, tot drumul este frumos. Uitați-vă încolo cum se văd munții. Și mai în spate se văd chiar munții înzăpeziți. Da, e o priveliște foarte frumoasă aici în orașul Alania. Am intrat în cetate! Aceasta este o cetate medievală care s-a păstrat foarte bine și tot parcursul istoriei acestei cetăți au trăit și mai trăiesc oameni. Însă anume aici, citadela sau cetatea asta, aici se aflau cele mai importante puncte clădiri administrative. Uite, bombele astea care spărgeau zidurile. Sunt din fier, vezi? Da. Ia așa, oale. Ce floricele frumoase! Ia, violete, vezi? N-am văzut de este. A, parcă iris. Uite chiar că, parcă iris. Și, seamănă cu irisul? Iris sălbatic, deci ce-am văzut galben. Cum îi spunem noi la astea, că am uitat? Stânjnei. Deci ce sălbatici. Noi fix așa, îmi pare că am văzut galben în delta Dunării, ți-ai minte? Și este și mai deschis la culoareca. Da, el, iris. Aici e amenajat așa un fel de trotuar din lemn, unde poți să mergi să admiri toate ruinile astea și e ca un fel de muzeu în aer liber, așa să zicem. Ia uitați, vezi diferite componente găsite aici. Este posibil, da, uite, este la cimitir. Aici e cisternă. Cetatea se află pe cel mai înalt loc de pe peninsulă, la 250 de metri altitudine. Și aici nu era o sursă naturală de apă, de aia erau foarte multe cisterne de astea, în formă pătrată, unde se acumula apa de ploaie. Și deci aia se folosea. Aici avem chiar și o biserică, construită în secolul 12. În formă de trifoi. O
cupola asta încă se ține. 800 de ani are cupola asta. Frumos. Așa e partea de est a orașului. A, să văd ambele părți. Uite, iată, asta e partea de est și aia e partea de vest a orașului. Uh-huh. Foarte frumos. Iată, observați zidul cetății. Păi el în total are 6 km de jur împrejur pe toată peninsula asta. Și pe parcursul lui sunt mai multe bastioane și de unde se păzea cetatea și se vedea, vai, se vedea marea din ambele părți. E, dar acolo wow. Și noi acolo n-am fost, așa? Nu. Dar cum să ajungi acolo este? Vezi, acolo locuiesc oamenii. Cum am zis, aceasta este o cetate unde tot parcursul istoriei ei au trăit oameni și trăiesc. Vezi, sunt case locative. Foarte frumos, se vede. Și munții înalți. Cât de frumos și mare, uitați pe ceapă. Chiar e super! Apă, culoarea apei e extraordinară. Și e albastră, albastră, albastră. Ia uitați-vă, noi am fost... Iată așa pe acolo, am fost cu barca. Dacă ați văzut episodul ăla cu barca, așa am înconjurat insula, peninsula asta și am ajuns până aici, după care înapoi. Se vede frumos și de aici de sus. Mm-hmm. 250 metri jos, abrupt. Oh, super! Aici sunt 250 metri în jos. Unde-ai scos capul? Ia să vede o peșteră acolo. Unde? Ia. Miros al găinăț de capră. Și nu-i găinăț, e bumbureț. Nu contează. Ala din chei cubat. Asta era castelul lui. Aici e palatul propriu zis. Mm? Sarai se numește în... Wow, 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 iau picturi. Murale. Ui. A, picturi încă ești. Nu pui mâna pe asta. De ce? E lipicios. Da, și podeaua, vezi? Chiar s-a păstrat și podeaua. Da. În turcă se spune sarai. La noi, în Moldova, la sarai se spune locul unde se păstrează lemne sau chiar animale, da. Sau mâncare pentru animale. Mm-hmm. Depozit, așa. Da. Încă o cameră. Deci la mijloc cred că era vreo sobă. Mm-hmm. Orice. Ce-o fi? Nu sunt informații. E ca... Păsuri și suspești. Se zice că aici s-au făcut săpături și au găsit date că anume în cetatea asta a trăit sultanul Aladin Kekubat, cel care a construit turnul roșu, simbolul Alaniei. Da, frumos castelul. În special se vede frumos orașul Alania de aici de sus. Peninsula asta e chiar e foarte frumoasă aici. Și castelul e construit exact pe peninsula, în vârful peninsulei. Frumos, da, se merită, eu aș spune. Da, e micuț. În orice caz e cam micuț, da, jumătate de oră și atât. Da, și în 20 de minute. Acum am venit într-o piață de aici din Alania și vrem să cumpărăm căpșuni, că am văzut că căpșunile sunt gustoase aici, și mai strâng. E aglomerație mare pe aici.
Eu am mai fost o dată prin piața asta, dar nu era așa în Valmașal. Fructe uscate sunt nuci 25 de lire kilogramul. Banane, așa bananele sunt 8. 650, ai smisit 650 bananele. Merele 350, ia lumiță vrei mere. Aici sunt căpșuni, 15 lire kilogram. Arată foarte bine căpșunile astea. Ia să vedem ce mai este. Unde s-a prăpădit luminița? Sunt de mult. M-ai pierdut? Da. 15 lire. Da, am văzut căpșuni. Și eu, dar eu am văzut și cu 12 când am fost data trecut. Multă lume vine azi la piață pentru că sâmbătă, mâine sâmbătă și o să închidă. Nu o să iasă nimeni. Am mâna vizită că sunt mâncată. Un kilo? E mai mult. Un kilo, e suba un kilo. Vini la ea. Ala e o scă din ghe din ramos. Vini la hapunea mă, nu-mi de ceva. Leire? Uite, ești chilie frumos de 3 kg. Adi 1 kg. Hello, do you understand English? Yes. We need a small, this is called nargile in Turkey? Yes. We need a small one, compact one. With bag. Inside, yes. Everything. Mm-hmm. You can see all. Mm-hmm. Here, it's different. Then we have here also. This one, this is complete. Uh-huh. Everything. I never seen something like this. Yeah, this is famous now, also in Turkey. They use it. You put the water here. Uh-huh. Then, tabak here. Uh-huh. You can take it out. It's light is coming under. You see? Uh-huh. You put the under. And everything like that. Charcoal is here? Tütün, nargile. Tütün. And charcoal? Here. Inside. Here charcoal, uh-huh. Yeah. Okay. This is a complex. And how much is it? This 200 lira. Uh-huh. Another one I have here with bag, everything. Mm-hmm. This 250 lira, then 200 lira, 125 lira. Uh-huh. And this normal one, like black one, how much is it? This 150. Da, nu, sticlul trebuie să... Este vezi capa într-un sfârșit, așa nu-i fac. Asta arată urât. Asta e din sticlă. This is 200 lira. This is 200 lira. Mm-hmm. They are the same performance here. Like the same. Just you can look the... The design is different. Design. The spec is here. Asta e mai gri. Ah, the bug. Ah, nice. And here? This one. Mm-hmm. And then this. And then mm-hmm. Can I check this one? Yes. This is the silicone. That's the good for cleaning. Uh-huh. Mm-hmm. Good performance. We use also here outside. Uh-huh. This one, but... Everything's
Can put like that, okay? Then never take the air inside. So how much is this one? This 250. 150. Deci, cu toate chestiile care trebuie pe lângă narghilea, am dat 320 de lire. Nu știu dacă e scump sau nu, dar chiar vreau de mult o narghilea. Aveam una acasă, dar n-am luat-o. Da, deja o să încercăm în altă zi și cred că o să filmăm ceva. Să vedem cum e narghileaua de aici din Turcia. Cam atât pentru azi. Nu uitați să intrați și pe Instagramul nostru, să ne urmăriți și acolo pe story. O să ne pară foarte bine dacă o să ne dați un follow. Și mulțumim că ne-ați urmărit până la urmă. Iar aici ne vedem la următorul vlog. Pa, pa! Ghiule, ghiule!